ne întoarcem la proiectul de buget, e strâns legat de, și de reforma politicii agricole comune. Susțineți acest proiect de buget? Credeți că este unul bun? Corect? Comisia Europeană a susținut proiectul de buget pe care l-a și propus, de altfel. Care nu a fost luat în discuție în niciun moment. Care a fost luat în discuție și pe baza acestui proiect s-au propus ameliorări, s-au propus reduceri și așa mai departe. În ce sens a fost luat în considerare? Heading-urile sau alocările bugetare sectoriale sunt cele care au fost propuse de comisie. Deci strategia de buget pe care a început discuția Consiliului a fost cea propusă de comisie. Sumele, sigur, sumele au fost altele pentru că Consiliul a decis că în condițiile de austeritate bugetară nu se poate suporta un buget atât de consistent cât l-a propus comisia și atunci a propus reduceri, dar strategia bugetară e cea propusă de comisie. Credeți? Sigur, din perspectiva mea e important să existe o decizie pe buget cât mai rapidă pentru că o întârziere în decizia privind bugetul multianual înseamnă și o întârziere în implementarea politicii de coeziune și a politicii agricole comune. Și pierderile economice și sociale pentru Uniunea Europeană riscă să fie mult mai mari cu întârzierea implementării acestor politici decât prin faptul că e o reducere a alocării bugetare propuse de către Comisie. Cu alte cuvinte, credeți că Parlamentul European ar trebui să aprobe acest acord? Acest proiect de buget. Da, eu cred că e important să avem o decizie cât mai rapidă. Sigur, Parlamentul European va avea un cuvânt de spus și cu siguranță își va exprima opiniile și probabil că va fi și o discuție, o negociere cu Consiliul European. Nu știu dacă asupra cifrei bugetului, dar probabil asupra flexibilității în utilizarea acestui buget. Dar din punctul meu de vedere, cred că e important să existe o decizie cât mai rapidă. Credeți că, având în vedere poziția statelor contributoare și această politică de austeritate de care vorbeați, credeți că putea România să obțină condiții mai bune în aceste negocieri? E greu de spus și eu nu m-aș hazarda într-o astfel de discuție ex post. O astfel de discuție ar fi putut fi utilă cu o săptămână, două, trei, o lună înainte de Consiliul European, când ar fi putut discuta România cum să facă să obțină mai mulți bani. După ce faptul e împlinit, cred că dacă energiile sunt concentrate pe astfel de discuții și nu spre modul cum trebuie să se pregătească România pentru a absorbi banii pe care i-a folosit, by the way, și întreagă fie spus, o alocare mai mare decât în perioada bugetară actuală și vedeți că chiar și în perioada de bugetară actuală absorția este dificilă, mai ales pe fondul de coeziune. Deci dacă atenția și energia nu se focalizează acum pe cum să se pregătească autoritățile române să absorbă acești bani, nu prea văd, dincolo de dezbaterea politică, nu prea văd utilitatea unei astfel de discuții. Una din discuțiile după întoarcerea delegației României de la negociere a fost legată de fondurile alocate pentru dezvoltarea rurală și plățile directe. Existând acea flexibilitate, 20%, 25% din sumele alocate să poată fi mutate între cei doi piloni. În opinia dumneavoastră, în ce parte ar trebui să meargă cu prioritate banii și de ce? Cunoscând România cum o cunoașteți. Da, cunosc România, dar nu pot să mă substitui deciziilor pe care vor trebui să le ia autoritățile din România. E o decizie guvernamentală, evident. Da. Și tocmai până când nu există o decizie guvernamentală, nu vreau să mă exprim din acest punct de vedere. Eu cred că, dincolo de alocarea importantă pentru plățile directe, e nevoie și de fonduri pentru investiții și pentru modernizare. Și punându-mă în locul unui fermier care ar trebui să cântărească dacă are nevoie mai mult de plăți directe sau de investiții, eu cred că dacă se prevede o țintire clară a priorităților în programul de dezvoltare rurală, o investiție acum în modernizare și în restructurare poate să ducă la o eficiență economică crescută și deci de o creștere a venitului fermierului respectiv pe termen lung, probabil mai mare decât dacă acum s-ar crește alocarea plăților directe și banii din plăți directe să duc, eu știu, într-o direcție sau alta, nu neapărat în modernizarea și restructurarea fermei respective. Nu neapărat în investiție, spun. Da, sigur că plățile directe sunt un sprijin direct pentru venitul agricultorului.
producătorul agricol poate să le folosească pentru investiții în fermă, poate să le folosească pentru altceva. Ăsta e principiul plăților directe. Pe când alocările din dezvoltare rurală se duc în investiții, dar și aici există contestări câteodată că procedurile sunt prea complicate și atunci mai bine să avem bani pe plăți directe pentru că absorpția e mai simplă și mai rapidă decât pe dezvoltare rurală. Deci cred că dacă asta e problema, ar trebui lucrat pe o simplificare a procedurilor din programul de dezvoltare rurală, dar eu cred că e nevoie în continuare de investiții în modernizare și restructurare în agricultură și aici principalul instrument este programul de dezvoltare rurală. Vorbesc mai devreme de direcțiile pe care la nivel european ar trebui să se meargă în ceea ce privește dezvoltarea rurală. În ceea ce privește România, vă păstrați aceleași direcții, aceleași sugestii sau credeți că e nevoie de ceva mai aplicat, de măsuri specifice? Nu, probabil că aceleași sugestii se potrivesc, probabil că doar ordinul de prioritizare poate să fie diferit, pentru că dacă, eu știu, într-un stat membru deja mai performant din punct de vedere a sectorului agroalimentar, prioritatea poate să fie în promovarea produselor, în diversificarea producției agricole, probabil că într-un stat membru ca și România e încă nevoie de infrastructură rurală, e încă nevoie de organizarea producătorilor, e nevoie de programe sau de subprograme care să vizeze anumite sectoare specific sau anumite categorii de ferme în mod specific. Aici, oricum, am spus-o și la Ministerul Agriculturii, nu e nevoie atât de mult de sfaturi de la Comisia Europeană, cât de o analiză aici, acasă, și de o stabilire a priorităților aici, acasă, care trebuie să fie asumate. Suntem de 5 ani în Uniunea Europeană. Credeți că la nivelul Guvernului României sau la nivelul autorităților din Guvern nu există încă această analiză? N-ar fi trebuit să existe? Care sunt prioritățile? Trebuie să o așteptăm acum în 2013? Nu, dar probabil că există. N-am avut ocazia încă să discut în detaliu, dar e probabil că există anumite direcții. Ele trebuie materializate și printr-o procedură care să implice o consultare publică, pentru că e vorba de o asumare politică, dar e important ca această asumare politică să fie dublată și de o consultare publică și de cunoaștere acestor priorități în rândul celor care vor fi probabil și potențialii beneficiari. Da, suntem sau ar trebui să fim în plin proces de elaborare a acestor perspective strategice. Sunt lucruri care se mișcă deja, știu că sunt lucruri care se întâmplă și la Ministerul Agriculturii și, din câte am înțeles, și în altă parte. Sigur că vom putea ști mai precis când vom vedea finalitatea formalizată.